Șeful poliției din patrulare, solicităm audiență în stradă! Polițiștii din patrulare, mai periculoși ca hoții și bandiții, apără corupția, dezordine în stradă, încurcă la pretură, primărie, poliția centru să mențină ordinea. Fac procese verbale pe segmentul care n-au indicații în foaia de control, de deplasare. Poliția patrulare, șeful, solicităm la audiență, șeful poliției patrulare. Da, dar e și procuratura. Da, procuratura generală se ocupă cu poliția, restul nu. A, am înțeles. Înțelegi? Deci dacă vrei audiență la procurori, ca să plângi poliția patrulare. Și acum să-i spun și fac ei în teritoriu. Ia că te întreabă și băieții și procurori. Doamna Vera, dumneavoastră ce doriți? Șeful la poliție patrulare, să-i spun cum au procedat ei vineri și fac ei mascarat, cum îi pun lui macaroane pe urechi fotografiile și încurcă la primărie, la pretură și la poliția centru să mențină ordine la detenție. Am înțeles. Dumneavoastră acum doriți să vină el audiență la procuror? Să vină aici el. Sau aici să-l chemi. De la procuratură să-l chemi pe dâns să vorbesc personal. Păi da, dar dumneavoastră nu trebuie să-i puneți o petiție. Petiție nu pui pe... Păi de ce dumneavoastră nu ați depus-o? Păi ce ați depus-o la poliția centru? Îi motivez ei personal. Cu mașina polițiștilor. Și eu a zis că nu te jeluie ca pe niștea morile de vânt. Eu de multe ori am scris la SPIA și pe agentul economic care parchează, blochează trotuarul cu două locuri neautorizate în afară de gheretă. Și SPIA o transmis la Tighina 6, el de mai multe ori înscrie, așteaptă răspuns, ei plătesc la loc de atât așa. Păi oameni buni, dar pensionari și milionari, pe noi ne jucesc monopoliștii, Ap Canal, Termocomo, în judecată ne dă că ne-o dă voie să plătim rate, și iertă suma odată, ne mai pun 5.000 pentru executorul judecătoresc, că fac ședințele fără noi și noi suntem vinovieți. Și cu dânsii, de unii bani să luăm, și ei sanină de pensionari, oamenii care n-au și vinde, dar ăștia bogați stau. Crapă străzile din mesă, apsă de muncă, nu vor să plătească în loc. Ciobanul drept a zis. Că nu-s bani în buget. Dar de ce nu-s bani? Că poliția face, nu toată poliția e parșivă, sunt ei sa. Ei fac selectiv procese verbale, secret, vreau să zic că ei lucrează, măcar un proces. Vineri au venit la acolo la o pensionare și au zis că dacă nu aveți pașaport, haideți și strângeți câte 150 de lei să întocmim un proces verbal. Și cată poliția patrulare la poarta piesă, amendata zero. Când are documente, aduci producții stricate, taracani, ăsta și se duc în gheretele lor Oitmană, unii plășintă, unii ăsta. Nimeni nu vă să asculte. Noi arată la templu, da. Bine, am înțeles, dar din partea angajaților instituției procuratura să-l cheme pe șeful poliției patrulare și arăt video să vorbesc dacă nu spate și dacă nu spunea salariu. Noi acționăm, o șerut cetățenii, îți depistăm, din noi își bat joc, ne punem viața în pericol și sănătatea, dar ei primesc salariul ridicat, vor apartamente. Șeful de la INEPAI personal să-i spun și dezastru fac ei și îi pun macaroanele pe urechi. Bat joc de oameni sărași, dar și-i bogați și nu-i văd.